Atacul președintelui Ionel Arsene la adresa presei nemțene, căreia îi aduce acuzații de șantaj la modul general fără a particulariza, a stârnit reacția oamenilor politici. Edilul șef susține că el nu s-a simțit niciodată șantajat de presă, chiar atunci când aceasta a avut reacții critice față de activitatea sa ca primar sau om politic. Nu, eu nu m-am simțit niciodată șantajat de presă. Niciodată nu m-am simțit. Am avut întotdeauna discuții constructive. Bun, eu am spus că întotdeauna și fără am susține eu că puiul meu e mai frumos și mai deștept. Eu am spus că întotdeauna mi s-a păzut presa de la Roman mai așezată și mai constructivă. Acum nu pot să cred că la Roman presa merge pe axa pozitivă a lucrurilor și în alte părți poate ori fi și ziariști, mai cârcotași, mai dificili, dar de aici până să interpretez că se merge către șantaj, mi se pare cam mult. Nu cunosc, de aceea nu pot să-mi dau cu părerea. Primarul Leoreanu a criticat aspru atitudinea președintului PSD Neamț, care este și președinte al Consiliului Județean Neamț, cel care trage de urechi un cunoscut cotidian județean și regional, care și-a permis să facă public faptul că vicepreședintele Ionela Saftei are datorii la bugetul de stat. Am înțeles. Publicarea datoriilor la bugetul local sau la bugetul de stat este o obligație. Miercuri, noi avem ședință de Consiliul Local, miercurea aceasta, da? Nu mâine, poi mâine. Vom aproba în ședința ordinară, ca punct suplimentar, chiar azi în operativ am discutat să introducem punct suplimentar, în care să stabilim pragul de la care să publicăm datoriile către bugetul local. Că n-ai să publici de la 5 lei. Și asta e în atributul Consiliului Local să ia decizia. Dacă e de la 5 milioane, de la 10 milioane, pe persoane fizice și pe persoane juridice. Deci ăsta e atributul nostru, să fixăm pragul de la care publicăm. Dar, atenție, suntem obligați de lege să publicăm. În momentul când noi publicăm datornicii, evident că dumneavoastră presa și nu numai dumneavoastră, preluați informația și ea să discută în mediul public. Edilul șef al municipiului crede că datoria oamenilor politici în primul rând, dar și al oamenilor de afaceri, este aceea de a-și achita obligațiile la bugetul de stat, cel din care trebuie susținut sistemul bugetar din care se hrănește acum și vicepreședintele Ionela Saftei. Asta nu înseamnă că dacă dumneavoastră ați preluat o informație, dacă eu aș avea datorii la bugetul local și aș scrie primarul municipiului Roman are datorii la bugetul local, eu ce să vă spun, că nu e așa? Dacă aș avea, n-am. Dar dacă aș avea, nu, eu luna februarie totdeauna mi-a achit toate taxele și impozitele. M-am obișnuit, nu de când sunt primar, de când sunt contribuabil, de când am rol în primărie. Așa încât, că dumneavoastră preluați o informație, ați preluat-o, dar ea este publică. Atenție, este publică. Iar cei, că zici, da, domnule, presa deci n-are nicio vină că a luat-o și a dat-o public. Dar cine? Cei care au furnizat-o publicității? Ăla e organul fiscal local, regional sau național, care, atenție, repet, prin lege, e obligat să facă publică lista datornicilor. Concluzia este că președintele Ionel Arsene s-a cam pripit când s-a năpustit cu acuzații generale de șantaj la adresa presei nemțene, în general și cu amenințări de denunțe la adresa jurnaliștilor pe care îi va trimite în fața instituțiilor care se ocupă de șantaj, în caz că vreun jurnalist ar mai îndrăzni să facă public faptul că un om politic are datorii la bugetul de stat. Asta în condițiile în care un ziarist este chemat să-și pună întrebări legitime despre modul în care un vicepreședinte de Consiliul Județean, care n-a reușit să-și gestioneze eficient propria afacere, va reuși să gestioneze miliarde de lei destinate infrastructurii din județ, domeniu de care răspunde vicepreședintele Ionela Saftei.